Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru Fecioară sau pentru cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară pentru septembrie 2019. Înainte de a începe etalarea, vă doresc la mulți ani, vă doresc multă sănătate, bucurii și eventual mai puțină, măcar un pic mai puțină grijă pentru perfecțiune, pentru că ne îndepărtăm de alte lucruri care ne pot aduce la fel de multă bucurie ca și atingerea acestui ideal pe care voi îl doriți foarte mult. Am amestecat cărțile, le mai amestec o dată și le voi tăia în fața voastră, da? Fecioară, septembrie 2019. Haideți să vedem. Tot crucea celtică, da? Central. 8 de băte. 8. Ați început poate din august. Unii dintre voi poate v-ați și sărbat, vă sărbați ziua în august. Niște discuții pasionale cu cineva. Oricum, dacă sunteți într-o situație, lucrurile avansează. Că e situație la locul de muncă, că este relație, vom vedea. Lucrurile avansează sau au început să avanseze în august. Repet, poate să fie discuții pe Facebook, la telefon sau chiar și să călătoriți unii dintre voi. Oricum, energia aceasta este centrală. Vă gândiți poate unii dintre voi să veniți mai aproape de cineva. Vom vedea de cine. Ce vă blochează sau vă provoacă? Vă provoacă, e clar. Această carte nu are cum să însemne blocaj, este doar de bine. Provocarea este că simțiți sau există posibilitatea să începeți o nouă relație, un nou proiect foarte pasional, foarte creativ, foarte aventuros. Aveți două cărți care reprezintă semn de foc. Poate aveți de-a face cu, eu știu, persoane care au planete în semnele de foc, berbec, leu sau săgetător. Deci, blocaj nu i-aș zice, aș zice provocare. Provocarea este să călătoriți, să comunicați despre acest început. În trecutul îndepărtat, lumea, în trecutul îndepărtat, ați călătorit foarte mult, iar ați călătorit prin lume unii dintre voi, dar majoritatea ați încheiat un, nu ciclu, un capitol mare din viața voastră. Voi știți în ce privință? Poate să fie profesional, poate să fie sentimental, spiritual. Oricum, în ultimile luni, e trecut îndepărtat, poate să fie chiar un an de zile, în ultimile luni ați început cu pași mici sau repezi, depinde de voi, o nouă viață. Trecutul apropiat. Vă faceți griji sau cineva în semn de aer sau poate nu e obligatoriu să fie semn de aer. Poate în trecutul apropiat ați auzit de cineva bolnav, de cineva care își face griji, cineva care stă la pat. Sau, dacă nu, posibil să fiți chiar voi aici. Poate unii dintre voi ați avut o mică, nu știu, răceală. Ați stat la pat, ați fost obosiți, v-ați făcut griji. Într-o privință. Dar nu uitați că nouă, întotdeauna nouă de spade, sunt și multe griji nefondate. Patru de cupe. Energia care ar trebui să guverneze această lună, septembrie, este patru de cupe. Posibil un semn de apă, sau chiar voi știți mai bine ce se întâmplă în viața voastră. Sau orice alt semn. Cineva este supărat. Și cineva privește foarte mult în trecut, la un trei de cupe, mai mult sau mai puțin, privește foarte mult în trecut și nu vede oportunitățile prezentului. Că sunteți voi că e altcineva, rămâne de văzut. Patru de cupe. Este o stare de tristețe, de nostalgie. Poate, în cazul cel mai bun, pentru cei evoluați, unii dintre voi să stați, să meditați undeva în grădină la toate situațiile prin care ați trecut în ultima vreme sau, eu știu, de-a lungul întregii vieți și să analizați noile oportunități. Ar fi varianta bună a acestei cărți. Prezentul, vai ce frumos, aproape că nu vine să cred, 10 de cupe, dar cu acest as eu aș crede, cu acest as de băte eu aș crede că e posibil. Prezent sau viitorul foarte apropiat. Acesta ar fi îndepărtat, să zicem.
10 de cupe. O bucurie atât de mare încât pare ireală. E o energie neptuniană. Poate unii dintre voi vă întâlniți cu familia, cu prietenii și vă sărbați ziua, da? Și apoi, după ce petreceți, călătoriți, da? Călătoriți, petreceți, eventual începeți și ceva nou. Peste câteva săptămâni începeți să vă gândiți la toată situația asta, da? Pentru că energia de viitor. Vă gândiți la, eu știu, familie, la prietenii cu care v-ați întâlnit sau vă întâlniți în această perioadă. Și eventual, la acest as de bâte, această cupă, acest as de bâte, poate să fie o oportunitate în viața unora. Sfatul, regina de monede, ați putea fi voi. Ar putea fi un alt semn de pământ, Capricorn sau Taur sau oricine altcineva. Regina de monede este o persoană foarte creativă, stabilă, terestră. E o regină, e o persoană matură, nu e o tinerică, în jur de 30 și ceva spre 40. Bine, poate să aibă o vârstă de la 30 de ani în sus. Regina de monede știe să se aprecieze. Sfatul, în cazul în care voi nu știți să vă aprecieze, și fecioarele știu să se aprecieze, dar există și excepții. Sfatul în care voi ați trecut totuși în ultima vreme prin niște situații la care meditați și veți mai medita mult timp, sfatul este să încercați să vedeți valoarea din fiecare situație. Da? Că este bucurie, da? Că este tristețe, fiecare experiență are o valoare și este cu un scop, ca să învățăm Saturn, varianta bună, da? Acesta ar fi sfatul. Exterior, o, puterea. Posibil să fie cineva cu planete sau, eu știu, ascendent în semnul leului. Posibil. Orice altă persoană ar putea să fie această carte. Este o persoană foarte puternică care se controlează, care crește spiritual, după cum se vede. Poate vă inspiră. Poate situațiile prin care sunteți, eu știu, provocați să treceți în viață, vă ajută să descoperiți că aveți o putere și, în primul rând, spirituală, pe care poate unii dintre voi nu credeați că o aveți. De ce vă este frică de regele de cupe? Posibil semn de apă, rac, scorpion sau pești, dar nu este obligatoriu. Poate vă este frică să vă exprimați sentimentele, emoțiile. Regele de cupe are foarte multe emoții, dar nu le exprimă. Și atunci, în poziția fricilor, ar fi ideea că vă este teamă că nu vă puteți controla, dar aveți putere, da? Vă puteți controla și bestioara și emoțiile în cazul unei situații. Poate acest început, poate niște situații neplăcute din ultima vreme, poate acest patru de cupe, această nostalgie, această tristețe să vă inducă în direcția acestei temeri. Regele de cupe, am zis, poate să fie semn de apă. Unii dintre voi posibil să vă fie teamă că nu veți avea parte de o dragoste foarte puternică care toți ne-o dorim. Și din acest motiv, bucuria de acum, în comparație cu regele de cupe, ar putea să semene a iluzie. Ce vă doriți? Regina de bâte. Alt semn de foc. Berbec, leu sau scorpion. O fi scorpion, da? Berbec, leu sau săgetător, da? O fi scorpion, că nu degeaba a fost pe buzele mele acest cuvânt. Persoană puternică din exterior. Posibil să fie această persoană. Posibil ca aceste bâte să aibă legătură cu această regină de foc, da? Ideea este că regina de bâte este o persoană foarte încrezătoare. Vă doriți eventual, dacă nu e o altă persoană, să fiți voi încrezători, să aveți deschiderea, creativitatea, puterea
de a începe eventual o nouă afacere, pentru că este foarte întreprinzătoare, genul acesta de femeie, că e femeie, că e bărbat, își poate conduce afacerea singură. În poziția dorințelor, este de bine. Pentru unii dintre voi, pentru că la un moment dat am văzut și un trei de cupe, există și în această carte un trei de cupe, avem o putere, avem niște bucurii aproape de neatins sau nepământene și niște griji. Pentru unii este posibil că această regină să însemne și cealaltă femeie. Amanta voastră, amanta lor, rămâne de văzut. Nu este obligatoriu să fie semn de foc. După cum vedeți, regina de monede este mai închisă decât regina de băte. Regina de monede pentru mine înseamnă și soția ideală, soția perfectă, da? Perfectă, dintr-un punct de vedere, da? Stabilă, care nu se duce cu X, cu Y. Regina de băte își permite, e încrezătoare, se simte frumoasă, se simte pasională, da? Din acest motiv, nu prea dă bine în postura de soție. Și atunci sfatul ar fi să stați aproape de soția voastră, chiar dacă unii dintre voi vă doriți, eu știu, soția altuia, femeia altuia sau pur și simplu o altă femeie, nu e obligatoriu să fiți căsătoriți, da? Sfatul ar fi să vă doriți ceva stabil și nu doar o aventură. Înțelegeți, da? Că doar vă este teamă de acest rege de cupe, această dragoste perfectă care, eu știu, aveți impresia că nu poate să vină, dar dacă știți, alegeți personajele din viața voastră și le alegeți după alte criterii, dar nu doar după cele care țin de pasiune, de erotism, de senzualitate, dacă știți să alegeți, veți avea parte și de dragostea aceasta puternică. Dar pentru aceasta aveți nevoie de putere. Sper că înțelegeți mesajul. La capătul acestui set de cărți ce aveți? Aveți un 8 de cupe. 8 de cupe, iar semn de apă, dar nu e obligatoriu, poate să fie scorpion sau cineva cu planete în scorpion, lasă în urmă trecutul care nu l-a satisfăcut, să nu a satisfăcut-o. 8 de cupe pleacă către 9, către 9, către 10, da? Îi mai trebuie o cupă, aceasta, da? Ca să ajungă la 10. Nu, ca să ajungă la 9. Scuzați-mă. Oricum, ideea este că lăsați în urmă ceva ce nu v-a prit, ceva ce nu v-a satisfăcut emoțional, poate chiar și pasional. Și încercați să manifestați, aici sunteți dumneavoastră. Magicianul poate să fie o persoană în semnul gemenilor, al fecioarei, poate să fie și berbec, e în general Mercur, da? Și voi sunteți guvernați de Mercur. Lăsați în urmă un trecut neplăcut și încercați să vă conectați la divinitate și să vă adunați toate resursele într-un mod înțelept, așa cum face o fecioară adevărată, să administrați, eu știu, toate calitățile și experiențele prin care ați trecut, și pe care le vedeți eventual și în jurul, da? Forțe exterioare în jurul vostru, la unii și la alții, care vă inspiră, și vă gândiți să manifestați ceva nou. Poate, posibil, cu un semn de apă sau cineva din trecut sau dintr-o viață anterioară, o persoană care vă este tare dragă și vă înțelege la nivel emoțional, sufletește. Aveți parte de niște discuții? Și încercați eventual să mergeți mai departe, să îmbinați situațiile mai triste din viața voastră și bucurile, cum am zis și mai devreme, să îmbinați acest plus și minus, întuneric și lumină, da? Să îmbinați ambele experiențe, foarte frumos au așezat cărțile, și să mergeți, da? Mergeți, două cărți care exprimă mișcarea, mergeți mai departe, către ce? Către ce? Către Asul de monede. O legătură, un proiect, o afacere, dar nu e obligatoriu să fie legătură, ceva de lungă durată, ceva valoros, ca să aveți sfatul, da, să gândiți pragmatic și administrativ și înțelept pașii, situațiile în care intrați. Sfatul ar fi, o să mai fie etalări de-a lungul lunii septembrie, dar aceasta ar fi prima.
Sfatul ar fi de la îngeri. Haideți să vedem pentru fecioară. Soare, lună, Venus, ascendent în fecioară. Okay. Fecioară. Soare, lună, Venus, ascendent. Așa vrei, așa fie. Oh, fi de ajutor. Dacă există cineva care are probleme în această perioadă, încercați și oferiți o mână de ajutor. Faceți acest gest care arată că vă pasă. Eu știu, poate are legătură cu acest personaj care a stat la pat, a fost bolnav sau a fost trist. Și sau eventual dacă ați fost voi să vă aduceți aminte că și voi ați trecut prin situații neplăcute și să-i ajutați pe cei pe care, eu știu, îi întâlniți și trec prin situații asemănătoare. Hai mai luăm încă una. Of, ce frumos și Săgetătorul. Poate aveți ceva planete în Săgetător. A avut cartea aceasta. Dragostea este peste tot în jurul vostru. Trebuie doar să vă mișcați. Da? Avem mișcare, a apărut și faetonul. Da? Să îndrăzniți. Să puneți în practică, da, magicianul, acest nou început în orice privință. În orice privință. E un început cu pasiune. Doar trebuie să priviți lucrurile cu alți ochi. În momentul în care vă mișcați, energiile se schimbă și toate șabloanele se reformatează, își modifică tiparele. Vă întâlniți cu noi oameni, vă întâlniți cu noi situații, da? Oportunități pe care ar fi bine să nu le pierdeți gândind foarte mult la trecut. Da? Ar fi bine să vă bucurați din plin de prezent și apoi să vă gândiți, eu știu, la ce aveți de învățat, da? La cum vă puteți exprima puterea și creativitatea în situația care vine. Da? La capătul acestui... Oh, ce frumos! La capătul setului de cărți aveți îmbrățișați-vă emoțiile. E clar că unii dintre voi veți face acest lucru, dar poate mai încolo vă veți gândi, am fost înțelept, n-am fost înțelept, că m-am bucurat, poate n-ar fi trebuit, dar nu regretați niciodată momentul în care vă bucurați. Lăsați ca să se vadă tot ceea ce simțiți. Uneori fecioarele nu arată, uneori. Dar este vremea voastră. Și cartea mi-arată mai mult decât atât. Mi-arată o încredere într-o protecție divină. Parcă ați fi niște copilași care, în momentul în care vă deschideți emoțional, vă lăsați purtați de vânt acest inoroc, inoroc Pegas, o combinație, oricum, cu tentă spirituală. Poate 18, ia uite ce frumos, vai ce frumos, deci dacă vă îmbrățișați emoțiile, veți avea parte de o nouă dragoste sau un nou proiect, da? Și la un moment dat veți auzi, cum vi se zice, că sunteți iubiți sau poate voi veți rosti cu gurița voastră, cuiva, acest frumos te iubesc. Cele mai puternice cuvinte și cele mai sacre. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne întâlnim probabil pe la jumătatea lunii cu o nouă etalare. Vă pup, numai bine!